Bă, bună dimineața, oamenilor de lângă mine. Există doi indivizi în clădire care nu au reținut două reguli simple. Unul dintre ei n-are voie să vorbească cu mine deloc, nici cu nimeni din familia mea. Noi nu existăm pentru el. Și al doilea, i s-a spus clar. În secunda în care a rămas după ora 22, cât e limita legală, cu urlete, țipete, muzică și conversații de rahat, în curtea comună, poliția, dacă nu mai vine, când nu mai vine la semnalul meu, o să vină, pentru că bine nu o să fie. Acești doi indivizi au propriul lor balcon. Fiecare. Două balcoane separate. Ar putea oricând să stea în acel balcon 4-5 persoane. Și să facă parte. Să bea, să dea drumul la muzică, să facă ce vor la ei în cameră. Nu. Ei vor lângă mine. Așa că anunți pe cei care vă înhăitați cu acești oameni, că vă sustrageți, o să deveniți sub incidența acelor urmări care vor exista. Eu am zis odată, am zis de două ori, am amenințat, am țipat, am mai chemat și poliția, am mai chemat și alții poliția, stați liniștiți. M-am făcut și zbuș și înțeleasă. Bă, sincer, nu prea mă interesează pe mine cum acceptă vreo două femei de pe Acilișa să li se adreseze acești indivizi, că nu mă interesează. Bă, vă zic sincer, nu este problema mea, este problema lor proprii și personale. Din punctul meu de vedere, consider că aceste femei sau fete, că una are vreo 60 ceva de ani și una nu știu cât are, e tinerică, maxim 20 are, nu cred că are mai mult de 20. Sau dacă are să fie sănătoasă, eu le conserv cuțitele pe casă, deci în concluzie n-am de ce să ies afară, să mă dau mare șmecherie. E treaba lor cum acceptă să li se vorbească. În fund și la urmă urmei, e treaba lor. Nu mi-au venit niciodată să-mi spună, bă, ajută-mă sau vreo chestiune, că uite ăsta cum vorbește cu mine. Nu. Când am făcut-o cu altă persoană, știam clar despre ce este vorba. În rest, deci, dacă decideți să vă hăitați cu cei doi, că vă știți cine sunt, e intrat sub incidența acelorași urmări pe care eu deja le-am decis. Eu zic, fiecare să vă vedeți de treaba voastră, nu vrea nimeni să aibă probleme cu persoana mea, niciun dintre voi. Și de data asta nu implic poliția. E de rău ce implic acum. E de rău. E atât de rău încât eu cred că ar trebui ăștia doi să înveți o rugăciune. Nu știu care, ce fel de rugăciune. Dar nu o să fie bine.